A dus în Germania cafea și vin, iar nemții au savurat licorile din imagini. Jurnalistul Vasile Botnaru și-a expus lucrările în orășelul german Brünn, unde a uimit gazdele prin picturi realizate în cafea și vin. Astfel, spune autorul, s-a simțit un mesager al Moldovei, topind anumite stereotipuri. Expoziția a fost lansată cu ocazia aniversării a 20-a Forului Cultural European și a avut loc la Villa Meissner, clădire ce datează din anul 1900. Jurnalistul Vasile Botnaru spune că este foarte bucuros că a avut ocazia să promoveze Republica Moldova. Vasile Botnaru aus Chișinău in Moldavien. Da. Eu sunt foarte fericit că pot să fiu mesagerul Moldovei, cele care știe să facă și altceva decât lucruri urâte despre care se aude în Europa. Visele în cafea au uimit gazdele prin siluetele feminine realizate cu rafinament, iar picturile numite Teatrul Vinului redau locuri și peisaje din Moldova. Sunt ambele materialele care desenează de la sine. Eu doar le găsesc locul pe hârtie unde să le așez și ele dau frâu liber imaginației mele. Și acum mă aflu în situația dificilă să conving lumea că vinul nu doar se bea, dar este bun și de desenat. Pentru că vinul are proprietatea să fie o cerneală cu memorie. Expoziția va dura până pe 14 iulie.